Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Red Dead Online. Astăzi va trebui să vedem ce putem face noi pe aici. Am ajuns într-un oraș numit Tumbleweed și cred că pe aici putem să ne plimbăm puțin și să facem diverse lucruri. Abar nu am exact ce vom putea face. Este prima dată când ajung într-un oraș ever în jocul ăsta. Dar cred că o să fie o experiență interesantă. Pentru început, cred că va trebui să merg până la un magazin. Nu știu exact dacă voi găsi un magazin pe aici. Pare să fie aici un magazin. Dar nu pare să fie nimeni înăuntru. Și nimic deosebit pe aici. Deci, într-un fel, cred că voi fi obligat să plec mai departe. Bănuiesc. Altceva nu cred că pot face prin locul ăsta. Puțin dezamăgitor, sincer să fiu. Dar, imediat ce ne vom urca pe cal, vom putea să plecăm de aici și vom putea să mergem către prima noastră misiune. Să ne mișcăm. Și să vedem care este faza. S-ar putea să fie nevoie să merg ceva. Locul ăsta este destul de mare. Și este destul de ușor să petreci teribil de mult timp pe drum, fără să faci nimic deosebit. Ah, se pare că am ajuns la destinație. Ceea ce nu este rău deloc. Bun. Și cred că singura mea opțiune este să mă uit la informațiile misiunii. Și să caut matchmaking. Bun, se pare că ăștia sunt oamenii. Weapon loadout. Ei bine, nu cred că am cine știe ce. Nu pot alege nimic deosebit. Mai luăm ceva muniție. Provizii nu putem lua. Și cred că îi pot da ready. Și probabil vom începe misiunea. I win again. Did Horley send you, Pop? I'm Clay Davies. This is my brother, Clive. He don't talk. Maybe you two will get along better. Maybe not. Listen, I heard you wanted to earn some money. So, there's a gang of ne'er-do-wells. They are a bunch of degenerates, not good people. They're out at Rathskeller Fork with a bunch of horses they stole from me. Well, that's a lie, but they stole them off a fella I was gonna steal them off of. Maybe you could get them for me. You think you could do that for me, Pop? Oh, look. Here are your friends.
Well, good. Meet me at the stable at Tumbleweed once you have the horse flesh, and I'll pay you good. Oh, and Pop, Horley wanted me to remind you any decent work you can find, take it. But just try to stay out of trouble. Oh, and once you give me those horses, well, after that, we'll talk again. Oh, I do so enjoy these conversations. I'm used to them on account of my brother. Let's go, Clive! Bun, toată lumea vrea să sară peste cutscene, dar eu am vrut să văd cutscene-ul. Și să mergem noi pe aici după misiunea noastră. Ok, toată lumea este prin zona mai mult sau mai puțin. Și cred că și băieții ăștia sunt destul de noi când vine vorba de joc. Bun. Ok, intrăm pe aici. Să mai luptăm puțin pe băieții ăștia. Bun, pe aici. Mai erau câțiva inamici. Ok, va trebui să ne mișcăm. Și ce v-am spune că voi avea nevoie de pistol? Nu garantez, pentru că am deja vreo doi colegi în față. Ok. Suntem în siguranță pe aici, dar cred că va trebui să mă uit în spate. Și poate ar fi cazul să am grijă pe aici prin zonă. Să fugim cât de repede putem. Nu
Nu era nevoie să-mi puști calul. Bestie ce ești. Monstrule. Ok, cred că acolo s-au oprit inamicii. Noi să livrăm caii. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Bun. Excelent. Well, well, well. Horley was right about you, dead right. Ain't that dandy? Get that horse hidden away, Clive, and ready to move out as soon as we can. All right. Here's the money you earned. Now listen, Horley came by and gave me a message. He said to go see your friend Cripps up at your camp. Now listen to me for a second. Any other decent horses you find, we'll buy them. Just as soon as we are set up, okay? Nice meeting you. You know what? Hold on, boy. I call him boy because I'm older. 30 minutes, he went black. Let's give our friend here back the horse. It's yours. A sign of faith and future business. If you want to buy any extras or sundries for the animal, head inside. They've got a lot available. See you soon. Come on, Clive. Oh, super. Se pare că m-am ales și cu un cal. Nu pot să mă plâng. Chiar nu pot să mă plâng. Bun. Asigurare pentru cal. Horse care package. Nu sună rău. Și cum să ne numim noi calul? Asta este o întrebare bună. Ok, cred că știu cum îi spun. Spirit. Nu sună rău absolut deloc. Saddles. Și din păcate, cred că am o singură opțiune disponibilă. Da, așa se pare. Să ne uităm la materiale. Da, putem alege varianta standard. Și culoarea asta îmi place destul de mult. Orice altceva va costa în plus. Bun, am ajuns la level 3. Iar acum, cred că va trebui să ne mișcăm pe aici. Și să mergem până la noi la camp.
Sfinte, panta asta este super abruptă. Și sunt curios până unde trebuie să merg. Ok, mă punem să merg așa. Da, nu. Și cred că suntem relativ aproape de campul nostru. Poate trebuie să-i spun tabără, pentru că asta este. Camp este în engleză și nu cred că are neapărat sens, ținând cont că există un cuvânt în română. Anyways, imediat ajungem și noi acolo. M-am făcut ciuciulete pe ploaia asta. Ceea ce s-ar putea să fie ușor neplăcut. Mai ales că încă mai am destul de mult de mers. Sau cel puțin așa se pare. Ok, un hitching post. Nu cred că am încă pe aici. How do you get on with Clay Davies? Horrible little wretch, in my opinion. Pop this and pop that. I'd like to pop him, slime bucket. Anyway, I've got everything set up. Well, what we have so far, place is pretty nice. I think you did a good job for you. I'll earn my keep. When you get too old to fight, what choice have you got? It's either work or beg. I'd rather work. Oh, I saw Horley. Now, he wants you to come down and meet him in Blackwater when you get a chance. I think he might have some work for you. Oh, and while you're out on your travels, you may see some folk with employment opportunities. Good folk, bad folk, looking for a tough guy with a gun to help them. Up to you if you listen to him, I guess. You know, I used to like that kind of stuff. One time, I almost helped a clown steal an elephant. But that's a very silly story. Welcome home. Make yourself at home. It is your home. Super! Acum trebuie să deschidem un meniu și să vedem pe aici ce mai putem face. Avem ceva de făcut. Aparent am o invitație la un eveniment open world. Ei bine, cred că pot să-l accept. Ok! Și cred că aici o să ne oprim și noi cu episodul ăsta. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!